Adrian Cican, în conferința de presă de astăzi, desfășurată în municipiul Orșova, a dezvăluit o parte din raportul Curții de Conturi după controlele desfășurate de Curtea de Conturi la Unitatea Administrativ-Teritorială Orșova, mai exact la Primăria Municipiului Orșova. În urma unui control efectuat în luna septembrie de Curtea de Conturi la Primăria Orșova, bineînțeles, domnul primar și domnul viceprimar Papion au uitat să ne mai facă și public acest raport. Și în urma presiunilor, e adevărat, exercitate incorrect, ca să spun așa, de către noi și cu ghilimele de rigoare, au fost obligați să îl pună măcar în mapa consilierilor, fără să fie citit, fără să fie dezbătut. Nu o să intru în detalii, pentru că în momentul când am citit cele 53 de pagini, la un moment dat am spus, dom'le, noi semnale de alarmă le trăsesem de foarte mult timp de valizarea bugetului local, dar se pare că acum există și oficial confirmarea. Nu vorbesc de plățile ilegale făcute către operatorul Floricola, de care noi toți spunem și toți spunem că se cheltuie bani și se fac tot felul de matraplazâlcuri cu acești bani către Floricola. Iar Curtea de Conturi ne spune nu numai că s-au dat bani nelegali operatorului privat, dar trebuie să se sesizeze autoritățile și aici cred că ar fi bine parchetul și poliția să vadă cum a fost posibil, și aici vă citesc din raportul Curții de Conturi, să se dea bani pentru lucrări neexecutate. Deci e o mare problemă, pentru că probabil după aceea, la următoarele lucrări, și-au dat seama că au greșit, dar au făcut documentele. Noi sesizăm și încă o dată reatrag atenția și celor de la Curtea de Conturi. Înainte de a se încheia controlul, am sesizat două aspecte grave. Am cerut și nu este prins în acest raport, nu știu de ce, dar probabil că dânsii trebuie să ne dea răspunsul, nu noi, plăți făcute înainte de aprobarea bugetului. Și nu plăți mici, plăți de 9 miliarde 920 de milioane. Mai departe decât atât, întrebam dacă e posibil să se facă cheltuieli de capital până la aprobarea bugetului, având în vedere că doar 1 pe 12 din bugetul anului precedent ai voie să-i cheltuiești până la aprobarea bugetului al anului în curs. Și așa mai departe. Deci, cred că totuși e foarte bine ceea ce s-a scris în acest raport, dar o să cerem din nou o completare la acest raport și s-ar putea să avem mari surprize. Dar s-a constatat și vom pune la dispoziția DNA-ului la București, pentru că în sfârșit acum avem documentul oficial de prejudiciere a bugetului local și noi către DNA am făcut pe 17 martie 2014 un grup de consilieri și cu mine am făcut plângere pentru prejudicierea bugetului local. Vom face în schimb acum și o completare cu actele oficiale și sperăm ca domnii din implicați să răspundă pentru aceste fapte. Copreședintele Alianței Creștin-Liberale din municipiul Orșova, Adrian Cican, cu evlavie, a făcut o rugăminte preoților și își explică afirmațiile făcute. Aș vrea să mai spun un lucru înainte de a da și un răspuns. Faptul că după întâlnirea de astăzi cu pensionarii, auzisem chiar pe un pensionar și am rămas cu un gust amar. În momentul când a făcut o afirmație de genul rugăm pensionarii să voteze un român. Și a dat un citat de la Nistru până la Tisa și nu mai continui. Vreau să spun un singur lucru. Eu aș prefera să mă conducă și ne ținând cont de etnia niciunui cetățean român, oricine care are capul pe umeri și știe ceea ce trebuie să facă. Prefer, poate să mă conducă oricine, dar să știu că banii și locurile de muncă sunt o prioritate. Aș vrea ca preoții care în ultimile zile au avut un atac fără precedent în a instiga și a duce a induce în eroare ortodoxii români să le spună că trebuie să voteze cu un anumit candidat. Le spun un singur lucru. Nu cred că acei slujitori ai Domnului vreodată au fost puși în postura să aleagă între două feluri de oameni, mai buni sau mai răi, între ortodoxi sau protestanți, între ardeleni și moldoveni, pentru că dacă dânsii proliferează la acest mod astfel de îndemnuri,
atunci mai stăm să ne gândim cu toții, indiferent de religie și indiferent de etnie, dacă mai trebuie să intrăm în biserici, pentru că devine o mare problemă. Îi rog mult, așa cum dânsii ne roagă să fim evlavioși, să fim toleranți, să facă și dânsii același lucru și să slujească biserica, nu anumite interese.